Best for soil – biofumigație, informații practice, avantaje și dezavantaje. Bună, mă numesc Vincent, iar în ultimii 15 ani am efectuat cercetări în domeniul biofumigației. În acest videoclip Best for Soil veți afla multe informații despre această metodă de combatere a maladiei, care a fost dezvoltată pentru a înlocui fumigația chimică a solului. Deci, ce este biofumigarea? Biofumigație este utilizarea pentru gunoiul ecologic al unor plante specifice, ce conțin substanțe chimice care sunt transformate în gaze toxice după încorporarea în sol. Aceste gaze pot ajuta la controlul maladiilor transmise de sol. De fapt, speciile de prasica, în special soiurile de muștar și sorg, sunt cele mai importante culturi de gunoi ecologic folosite pentru biofumigație. Soiurile de muștar conțin glucozinolați care sunt transformați în grupul mai activ de substanțe chimice numite izotiocianați. Acest grup este ceea ce conferă muștarului gustul său puternic, distinct. Speciile de sorg conțin turin, o substanță care este transformată în cianură de hidrogen. Această substanță toxică se mai numește și acid prusic. Pentru ambele grupuri de plante, există mari diferențe în ceea ce privește conținutul de substanțe toxice. Cercetările privind biofumigația au fost o soluție la eliminarea treptată a bromurii de metil, un fumigant chimic utilizat pe scară largă. Activitățile de cercetare au început în mare parte în anii 90. Ca biofumigația să funcționeze, Trebuie folosite culturi cu o producție mare de biomasă și conținut ridicat de substanțe specifice. Când se cultivă soiuri de prasica cu un conținut ridicat de glucocinolat, cultura trebuie fertilizată cu sulf suplimentar, deoarece compușii glucoținolați conțin mult sulf. De asemenea, este important să se încorporeze culturile în stadiul potrivit de dezvoltare al plantelor chiar înainte de înflorirea sorgului sau muștarului. Plantele trebuie tocate fin sau și mai bine pulverizate pentru a favoriza o eliberare rapidă a compușilor biocizi în sol. Irigația este importantă mai ales când solul este uscat, deoarece acest lucru va accelera eliberarea compușilor toxici și va îmbunătăți totodată împrăștierea lor în sol. Dacă nu este disponibilă irigarea, încorporarea nu trebuie făcută când solul este prea uscat. Chiar dacă biofumigația se bazează pe generarea de substanțe toxice, aceasta este o metodă naturală. Nu există rapoarte despre un impact negativ al utilizării acestei metode asupra organismelor care au beneficiat de ea. În consecință, Metoda este acceptată pe scară largă, fiind adoptată și de către cultivatorii de produse organice. Efectul culturilor biofumigante nu este unul specific. În principiu, izotiocianații și cianura de hidrogen afectează simultan o gamă largă de boli transmise de sol. Pe lângă eliberarea de gaze toxice, cultura de biofumigație are același efect ca și gunoiul ecologic. Ele stimulează activitatea microbiană generală a solului. Acest lucru duce la reducerea maladiilor de sol. În videoclipuri veți găsi mai multe informații despre gunoiul ecologic. Cultivatorii de legume utilizează gunoiul ecologic de biofumigație deoarece crește mai repede decât culturile tradiționale de gunoi ecologic. Pe lângă controlul maladiilor de sol, gunoiul ecologic prezintă și alte avantaje. Îmbunătățește structura solului, reduce eroziunea, adaugă nutrienți în sol, îmbunătățește infiltrarea apei și reduce pierderile de nitrați. După mai bine de 20 de ani de cercetări în domeniul biofumigației, metoda nu este încă utilizată pe scară largă. Acest lucru s-ar putea datora complexității relative a metodei în comparație cu fumiganții chimici. De asemenea, eficacitatea raportată pare a fi mai mică decât în cazul produselor chimice. Cantitatea de substanțe toxice generate de incorporarea plantelor proaspete poate fi mai mică pentru a suprima agenții patogeni care au organe supraviețuitoare cu pereți groși care le protejează împotriva gazelor eliberate. În cadrul unei rotații agricole, un dezavantaj al acestei metode este eliberarea de azot în timpul procesului de încorporare. În special, la temperaturi mai ridicate, doar puține rotații ale culturii pot combina cu succes o cultură de biofumigare cu o cultură capabilă să folosească azotul suplimentar. Cantități mai mari de substanțe toxice sunt generate de produsele derivate din culturile de biofumigație, cum ar fi semințele degresate. Astfel de produse sunt disponibile comercial în unele țări, dar sunt relativ scumpe fiind în concurență cu soluțiile chimice. Cultura de gunoi ecologic are dezavantajele caracteristice gunoiului menajer. Culturile de biofumigație pot fi plante gazdă de agenți patogeni de sol sau nematozi, care infectează și culturile principale cultivate în rotație. În astfel de cazuri. Acestea pot crește în loc să scadă frecvența bolilor transmise de sol. Bazele de date Best for Soil includ mai multe specii de biofumigație. Acest lucru vă permite să le includeți în planificarea rotațiilor culturilor solide.